După părerea mea, cred că nu ar trebui să intervine, pentru faptul că ei și-au făcut, cunoșteau problemele care sunt cu mărire, cu votare, deci nu și-a făcut o monedă națională, ca să ajutăm statul român, ca să evolueze. Am ajutat statul elvețian, mi se pare normal. Presupun că dobândă era mai mică. Era mai acceptabil, era de-al noștri. Zice, nu da brabia de mână pe aceea după gard. Niciodată, fie pâinea cât de rea, tot mai bună în țara mea. Pe de altă parte, știți cum e, că sunt atâtea mii de familii, presupun, care e posibil să-și piardă tot ce iau în urma acestui. Că să facem, asta e când a luat, i-a fătat vițelul, când îi dă înapoi, moare vițelul. Nu se mai poate. Cred că da. Că atunci le-a convenit că s-au împrumutat toți și le-a făcut un favor ca să poată să aibă o vânzare și un... Până la coadă au câștigat și cei de la stat. Da. Nu. Pentru câțiva... Nu știu, ei trebuiau să gândească când au luat creditele în franci elvețieni. Au mai fost o perioadă când tot așa a fost un boom de... A crescut foarte mult francul elvețian și asta. Mă retrăgeam de atunci și gata. Eu zic că ar trebui să îi ajute cu ceva. Vă dați seama. Mă gândesc că și dolarul a crescut, de ce n-ar interveni și în favoarea celor cu... Bineînțeles că ar trebui. Eu nu. Să poată să facă ceva pentru cei care au făcut credite, că vă dați seama. Au salariile foarte mici și nu au de unde să plătească. Vă dați seama, le ia casa. Eu zic că da. Păi de ce? Păi pentru că acum depinde și contractele care au fost făcute și depinde pentru că valoarea e prea mare, crescută. Ar trebui. Pentru că e prea mult pentru... Pe de altă parte, nu știu, sunt și români care au credite în dolar. Și dolarul a crescut. Au crescut și dolarul și euro, dar e prea mult. Ar trebui statul să facă ceva totuși. Cred că da, dacă este posibil. Dacă nu... Cum să vă zic, că fiecare când își face împrumutul trebuie să gândească. Doamne, aici e problema discutabilă, pentru că statul român, dacă oamenii s-au împrumutat atunci, în momentul ăla, statul nu știu dacă poate să intervine, dacă are pârghiile necesare să poate să intervine așa ceva. Deci este un contract între client și banc. Pe de altă parte, mă gândesc că dacă s-a creat un precedent, și alte monede s-au apreciat, adică și dolarul a crescut și euro. Euro a crescut, da, normal. Atunci s-a creat un precedent, da, s-a creat un precedent și ar trebui, nu știu, cred că statul român, uman așa, ar trebui să-i ajut, dar legal nu știu dacă se poate. O problemă e un contract unilateral între o bancă și o persoană particulară. E greu ca statul să... Și acolo sunt și banii mei. Dacă eu fac un credit la o altă bancă și am probleme în a-l returna, să mă duc la stat, spun, doamne, dăm bani statului, că știi, eu nu mai am bani să plătesc. E complicat. Poate că sunt și din partea, ar fi și din partea oamenilor ceva probleme. La fel cum a procedat și alte state, Polonia și alte state, într-adevăr, trebuie ajutați de statul român. Am înțeles că se întrunesc astăzi într-o ședință cu reprezentanții băncilor, trebuie să-i ajute pe oamenii. Pe de altă parte, mă gândesc că sunt români care au credite în euro și în dolari, de asemenea monede care s-au apreciat în timp. Da, dar vedeți dumneavoastră că reprezentantul băncii naționale a spus că de ce nu au gândit atunci când au făcut aceste credite. Și cineva i-a dat un răspuns. Pentru că dobânda la banca românească era 17%, iar dobânda în franci era 4%. Și nu normal că alegi unde este dobânda mai mică.